Pădurile din Maramureș sunt pline de afine. Alternanța ploaie-soare din ultima perioadă a fost propice pentru aceste fructe de pădure. La direcția silvică Maramureș, de exemplu, s-au adunat deja peste 30 de tone de afine, iar până la finalul sezonului cantitatea se va dubla. Însă, puține fructe vor ajunge și pe tarabe, anunță portalul de știri actual Maramureș. Cele mai multe sunt cumpărate de străini, în timp ce în magazine își fac loc importurile. În zonă, cu legătorii sunt greu de găsit, deși ei pot câștiga până la 250 de lei pe zi. La fel se întâmplă și cu fermierii care au plantații de afine. Profitul lor ar fi și mai mare dacă ar găsi zilieri, dar nimeni nu se înghesuie însă la această muncă migăloasă. Proprietarii de pepiniere se plâng de faptul că nu găsesc culegători, deși, spun ei, îi remunerează cu aproximativ 100 de lei pe zi sau chiar mai mult. Cei care culeg afine din pădure le vând la piață cu 15-18 lei kilogramul, pe când la centrele de colectare primesc 7 lei pe kilogram.